Bună ziua și bine ați revenit la școală, dragi elevi, stimate cadre didactice, stimați invitați și dragi părinți. Astăzi, 12 septembrie, mai devreme parte decât în alți ani, se deschide școala. O nouă generație pătrunde pe porțile școlii, încrezătoare că va dobândi noi cunoștințe, priceperi și deprinderi și se vor forma pentru viață. Alături de noi se află astăzi doamna primar Iulișca Victoria, de asemenea domnul viceprimar Bortoc, de acolo, partea aceasta, reprezentanți ai poliției, domnul Mihu Mihai și domnul Dorvoș Jean. De asemenea, pentru prima dată se află televiziunea, spunem noi, exclusiv TV, care ne face onoarea să fie în această clipă alături de noi la acest eveniment deosebit de important din viața școlii. Mulțumesc pentru că sunteți în mijlocul nostru. De asemenea, am avut ca invitat pe părintele paroh, țăranul Costel, dumnealui, din motive de serviciu, se află undeva la București pentru a lua legătura cu niște proiectanți pentru a finaliza lucrări la biserică. Așa că, din partea dumnealui, vă transmit eu urarea de un an nou, cu multă bucurie, părinților multă sănătate, copiilor, spunea dumnealor, voioșie, multă voioșie la școală și succes pe tot parcursul anului școlar 2016-2017. Spunea și dumnealui că aici să vă simțiți bine și să fiți prieteni, colaboratori cu tot personalul didactic.